Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În toată țara, din păcate în toată țara, având în vedere cazul pe care, despre care vom încerca să vorbim, pe 16 septembrie 2022 a avut loc proba scrisă a unui concurs la secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Timișoara. Secțiile 1 și 2 sunt mai cunoscute în orașul denumirea de maternitatea Bega. Da. La ea a participat, la acest concurs, a participat la proba scrisă, a participat și Marius Craina. El este președintele în exercițiu al Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara și fost manager la spital vreme de 5 ani, din 2014 până în 2019. A luat un punctaj de 41,92 din 100 de puncte. Minimul era 70, a fost a picat. Deci asta e 4,19, nu? Nota 4? Pe înțelesul meu și al tău, Vlad, nu vorbim despre eminenții Luca și George, 4. Nota 4. 4,19, să nu fim răi. Da. Nu, nu, 4,19, da, nu e. Da. Se rotunjea la 4, Vlad. Dar oare, dar i-a dat, adică se dă unul din oficiu sau că ai semnat? Că așa era. Îngăduința maximă pentru luază era ai un punct din oficiu, că știi să te semnezi. Da, suntem răi. Cu sau fără punct din oficiu, ca să nu mă ascund că nu știu răspunsul la această întrebare, a luat 41 de puncte, fiind respins la această probă. Cu toate acestea, și voi citi acum dintr-un document aflat la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babe din Timișoara, pe care Libertatea îl publică astăzi, colegul meu Răzvan Uțac a făcut investigația respectivă, la respectiva facultate, pe 14 decembrie, adică mâine, are loc o ședință extraordinară, în format Zoom, de la distanță, da? La punctul 20 scrie așa: solicitarea domnului profesor Marius Craina, cel despre care vorbeam, privind aprobarea de către Senatul UMF Victor Babeș din Timișoara, a propunerii în vederea ocupării de către acesta, adică de către cel care propune, da? A funcție de șef de secție la secția clinică obstetrică ginecologie 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara. A picat examenul cu 2 luni în urmă. Da, nu-i nimic. Pentru că poate să facă asta. De ce poate să facă asta? Aici e foarte interesant. Noi, practic, ceea ce am relatat este, nu face decât să arate cum trăim cu toții efectul Rafila, pentru că ministrul sănătății, ministrul PSD al sănătății din guvernul PSD, PNL-UDMR, a schimbat legea astfel încât să nu se mai facă niciun fel de concurs în spitalele din România în privința șefilor de secție și ei să poată fi numiți de către Senat, de către Senatul Universității de care aparține spitalul respectiv. Asta e valabil pentru toate cele 6 facultăți de medicină din România. Ele pot delega astfel și cu aprobarea de după aceea managerului de spital, este numit fără niciun concurs drept șef de secție persoana pe care ele, facultățile de medicină, decid să o aibă, practic, nu? La cârma tuturor spitalelor, secțiilor din spitalele clinice din România. Dar, oare, dar de care... ce? Adică de ce oare? Păi, scuzați-mă neghiobia răspunsului, ca să fie ca înainte. Da, practic, da. E vorba de o resurecție a incompetenței și pilelor din sistemul românesc de sănătate, care nu rezistă nici măcar la niște schimbări care au fost elementare. Uite-ne puțin în trecut. Știm cu toții, înainte de 2016, doctorii noștri, și nu numai doctorii, și asistentele, și infirmierele, și personalul din spital, care e foarte important, erau plătiți cu toții foarte prost. Foarte prost. Da? Să stătea pe niște salarii de mizerie în România înainte de 2016. România au decis că nu se mai poate așa. Și să se facă niște schimbări în spital. Inclusiv dublarea sau triplarea veniturilor pe anumite segmente medicale. Da? Sunt oameni care câștigă de 3, de 4 ori mai mult și foarte bine că câștigă atât. Așa au hotărât românii să avem un personal medical decent plătit în spitalele noastre publice. Dar, în schimb, au venit și alte modificări, tocmai ca să ajute, nu doar pe pacienți, ci și pe medici. Că medicii nu vor să fie conduși arbitrar de cineva numit de către mogulii sănătății de România, care sta aceeași de 10 ani de zile. Și atunci, practic, se făceau măcar niște concursuri. Cum erau ele? Da, erau totuși niște concursuri. Bun.
pe parcursul anilor, lucrurile în materie de crescut salarii, venituri și condiții au rămas o parte dintre ele și rămân în continuare, însă minimele restricții de competență și de calificare ierarhică pe bază de merit au început să dispară. Și asta este una dintre ultimele lovituri pe care a dat-o în noiembrie, ea a fost dată acum o lună de zile, a fost schimbată legea de către ministrul Rafila, astfel încât nu mai au de la capăt, pur și simplu să decide facultățile de medicină. Asta e că cine ministrul nu poate schimba de capul lui, adică nu poate schimba singur o lege. O modificare legislativă trebuie să treacă prin Parlament, nu? Da sau nu, că depinde. Dar sunt toate guvernele noastre... Adică modificarea a venit în urma unui ordin de ministru pentru un regulament intern? Sau o modificare legislativă? Nu, aici vorbim despre schimbarea legii. Nu. Dar este o ordonanță de guvern. Așa cum sunt trece. Da? Deci, ordonanță de guvern care completează legea. Este ordonanță de guvern 18 din 2021 care completează legea 95-2006 privind reforma în domeniul sănătății. Deci trecută de fapt, prin un guvern, da. O contrareformă în domeniul sănătății, ca să o spunem direct. Bine, am înțeles. Mulțumim pentru veștile proaste și de azi. Cătălin Tolontan, mulțumim pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.